Mamele au votat o fată care să părăsească emisiunea. O să citesc nominalizările și o să aflăm, evident, cine va părăsi emisiunea. Vă spun doar că mama săptămânii este cea care decide fata care va pleca acasă. Practic, nominalizarea mamei săptămânii înseamnă că fata respectivă părăsește casa mireasa. Hai să vedem voturile mamelor și o să le rog să și argumenteze. Doamna Nicoleta o nominalizează pe Iuliana. De ce, doamnă? Pentru simplu că nu interacționează cu altcineva și m-am gândit bine, îmi pare foarte rău pentru, dar fiind regla jocului. Corect. Doamna Mariana o nominalizează pe Delia. Vă rog. Eu am nominalizat-o din cauza vârstei. Aici sunt. Nu, o caut pe Delia. Ah, nu vedeam. Pe dumneavoastră m-am văzut. Da. Din cauza vârstei. Alberti e mult mai mic. Ok. Raportat la Albert. Am înțeles. Așa, ia să văd cine a nominalizat aici. Doamna Carmen o nominalizează pe Delia. O explic invers. Delia, ai două nominalizări. Vă rog, doamna Carmen. Am nominalizat-o pe Delia prin considerentul că dânsa am considerat că în 6 luni nu sunt ajuns pentru a se cunoaște. Am considerat că 6 luni nu ar ajunge pentru ca ea să-și exprime alegerea. Ok. Doamna Maria o nominalizează pe Andreea? Andreea. Îmi pare rău, iubita lui mama. Am văzut-o mai rezervată și... Îmi pare rău, da. Ok. Doamna Ioana o nominalizează pe Andreea. Andreea are două nominalizări. Vă rog, doamna Ioana. Îmi pare super de rău. Că, dar tot așa, am văzut-o rezervată. Aseară plângea și... Tot simt că nu se integrează. Am înțeles. Doamna Viorica o nominalizează pe Antonia. Nu vreau să fie cu supărare, nu avem nimic. Am nominalizat-o pe Antonia pentru că consider că nu se potrivește cu Liviu. E așa mai brutală, mai... Antonio nominalizat. Antonio. Antonia. Ea a zis că nu se potrivește cu mine. Da, de asta, atât. Din pontivele astea. Ironic, avem aceeași personalitate. Da, de asta sunteți... Trebuie să ne batem împreună. Doamna Floarea o nominalizează pe Delia. 3 nominalizări, Delia. Vă rog, doamna Floarea. Da, mi s-a părut Delia că e foarte orgolioasă. Și mi se pare mai mândră, așa, nu știu. Și mai mare decât nepotul meu. Delia, de ce plângi? Îmi pare rău, Delia. Nu-i cu supărare. Suntem în joc o petiție. Și mă așteptam. Și ultima nominalizare a doamnei Daniela. Toni. Votul meu a mers. Stați un pic, stați să citesc eu și după aceea. Doamna Daniela o nominalizează pe Maria. Da? Votul meu a... Maria, da. Deci votul meu a fost Maria, cu cele mai bune intenții. Maria fiind preferata publicului și a mamei, sigur va rămâne în casă. Ca să fie. Și de asemenea, nu am vrut să pecetluiesc soarta celei care va pleca din casă. Pe de altă parte, doamna Daniela, aș vrea să și cumva fac un apel către toți concurenții și către mame să nu mai nominalizați în acest fel, pentru că topurile se schimbă. Maria a fost fata săptămânii, săptămâna care a trecut. Nu știm cine este fata săptămânii și cine va fi în top. Puteți să vă bazați pe o imunitate care de fapt să nu existe. Da? Și practic ar putea fi un vot nul. Doar gândindu-ne la topul de săptămâna trecută. Situația este foarte volatilă. Da? Înțeles. Bine.
Hai să vedem care e topul fetelor și să vedem ce fete au imunitate. Te rog, Bogdan. V-am spus, mama săptămânii este cea care stabilește ce fată părăsește emisiunea. Topul fetelor. Mireasa săptămânii este... Iuliana. Felicitări, Iuliana. Mulțumesc din tot sufletul. Apropo de ce vă spuneam, te rog. Nu am cuvinte, vă iubesc, vă mulțumesc, Doamne, tuturor telespectatorilor, vă iubesc din tot sufletul meu și nu găsesc cuvintele ca să-mi exprim fericirea și bine, să o iau razna să mă spun. Să mai stai. Pe locul al doilea o găsim pe... Maria, felicitări, Maria. Te rog. Mulțumesc frumos tuturor telespectatorilor, familiei și tuturor prietenilor mei. Iar pe locul al treilea este Delia. Felicitări, Delia, m-a speriat. A crezut? Ești bine? Da, nu mă așteptam. Fii atentă, uite, respiră un pic, ai imunitate și dacă, să spunem, una dintre mamele care te-a nominalizat va fi mama săptămânii, tu n-o să pleci, pentru că ai imunitate. Mulțumesc tuturor! Așadar, Delia are imunitate, Maria are imunitate și Iuliana are imunitate. Ești bine? Bine. Celelalte fete care au fost nominalizate, evident, sunt în pericol până o să aflăm împreună cine este mama săptămânii. Până la aflarea mamei săptămânii, mamele blochează o fată. Ia să vedem. Doamnelor, să vedem materialul. Eu aleg să blochez pentru o săptămână pe Delia, pentru că ea mai cunoaște și un alt băiat. Mă refer la Dediș. Aleg să blochez pe Andreea, pentru că consider că nu este potrivită pentru Dediș. Eu aleg să blochez pe Antonia, pentru că nu s-ar potrivi. Pentru că ea e mai energică, mai așa, mai brutală, parcă. Și eu zic că nu s-ar potrivi cu Liviu. Eu aleg să blochez pe Iuliana pentru o săptămână, deoarece nu mi-a plăcut atitudinea vis-a-vis lipsită de respect vis-a-vis de mine în emisiunea de astăzi. Eu blochez pe Andreea timp de o săptămână pentru că nu a interacționat cu nepotul meu, Alexandru, și nu văd să se potrivească în niciun fel. Pentru fiul meu, Andrei, aș bloca-o pe Cristina pentru faptul că este o legătură, cumva să zic, cu Alexandru. Vreau să o blochez pe Delia pentru că e și mai mare de ani față de el. Eu aleg să o blochez pe Cristina, deoarece Cristina este în cunoaștere cu Alexandru. Hai să vedem cine este mama săptămânii, ca să aflăm ce fată va părăsi casa Mireasa și ce fată va fi blocată în această săptămână, da? Mama săptămânii, așadar, determină aceste două lucruri. Ei bine, doamnelor și domnilor, mama săptămânii este... Doamna Maria! Felicitări, doamna Maria! Doamnelor, de bine! Bă, bă, bă.
Mai spuneți o dată, vă rog. Mulțumesc din suflet tuturor oamenilor de bine care m-au votat și au fost alături de mine în aceste zile și le doresc din tot sufletul multă, multă sănătate. Doamna Maria, ați nominalizat-o pe Andreea. Andreea. Îmi pare rău, da. Îmi pare rău. Am văzut și putetele. Eu îți mulțumesc că ai venit la Mireasa. Nu, cred. Și îmi pare rău că nu te-ai simțit mai în largul tău, ca să poți să interacționezi mai mult cu băieții, să te fi făcut mai să-ți fi făcut simțită prezența mai bine în casa Mireasa, pentru că și băiatul acela va pleca astăzi. Hai să vedem pe cine au nominalizat fetele. Aici avem majoritate, da? O să plece băiatul votat de majoritatea fetelor. Cristina îl nominalizează pe Andrei. Te rog, Cristina. Am avut un dialog cu el și mi-a spus că nu-și dorește să-și găsească o iubită momentan. Vrea să acceseze pe muncă, pe școală. Da, îmi doresc. Mi-am dat seama în acest timp de când am venit aici, fiind departe de tehnologie și anume de domeniul meu de activitate, că îmi doresc în continuare să avansez pe plan profesional. Okay. Și să las puțin la o parte viața asta amoroasă. Bine, hai să vedem ce au nominalizat fete. Laura îl nominalizează pe Andrei. Te rog, Laura. Din același motiv, pentru că am stat de vorbă cu el la seară și mi-a spus că își dorește să părăsească casa mea. Valentina îl nominalizează pe Andrei. Este același motiv, aseamnă că Capricci a specificat că el vrea să-și mântuie cariera și consideră că nu ar avea timp suficient și pentru o relație și pentru... Ok, ce-ai făcut, Andrei? Iuliana îl nominalizează pe Silviu. Te rog, Iuliana. Nu ne potrivim sub nicio formă și văzusem că în ultima perioadă era mai pe drumul lui cumva și nu vorbea cu nicio fată și... Am înțeles. Andreea îl nominalizează pe Silviu. Dar Andreea a plecat. Îi consemnăm votul. Delia Andrei. Am vorbit aseară cu el și mi-a spus că nu-și mai dorește să rămână în emisiune. Ok, am înțeles. Practic, ai făcut un lobby să fii dat afară. Antonia îl nominalizează pe Andrei. Din același motiv, fetele mele
povestit ieri, fetele care au fost în casa băieților au povestit că el nu-și dorește o relație și că vrea să focuseze pe muncă și ăsta a fost singurul motiv, Andrei. Ia să vedem, Andrada. Andrada, la fel, Andrei. Din același motiv, bine. Maria. Andrei, te rog, Maria. Același motiv, nu cred că mai pot adăuga ceva. Păi, Andrei, ce să zic? Aici îmi dau seama de seriozitatea de care și munca în echipă de care a luat de toată fetele. Și le mulțumesc pe această cale. Da, pe de altă parte, nu înțeleg. Adică, tu știi că ai venit la un show matrimonial, știi că despre asta era vorba. E un pic nedrept pentru, poate, alt băiat care... Tocmai din acest motiv am și vorbit cu fetele, pentru că, practic, dându-mi seama că altem sunt intențiile aici. Dar cum ai realizat, ca să înțeleg și eu? Stând fără mediul meu, fără telefon, fără laptop, fără, practic, nu știu cum să numesc, fără rutina mea. În afară, nu mă grăbeam să-mi caut și am zis, am tot amânat momentul. În schimb, aici am crezut că am venit pregătit. Dar, în schimb, mi-am dat seama că partea profesională pentru mine este primordială. Doamna Nicoleta, ce ziceți de intenția lui de a părăsi casa Mireasa, care s-a materializat în votul fetelor? Mă gândesc că dacă el nu se simte bine și oricum decizia îi aparține și sunt lângă el oricând, oriunde și oricum. Dar v-a spus că nu se simte bine? Că nu... L-am simțit. Deci nu mi-a spus, dar oricum l-am simțit. Adevărul e că ai fost foarte retras săptămânile acestea. N-ai simțit că e locul tău aici? Nu pot să zic că n-am simțit că nu este locul meu aici. Fiind și prima săptămână de acomodare, încă nu ne cunoșteam, încă era normal să fiu puțin mai reticent, dar nu consider că am fost retras. Sunt o fire în general mai rezervată. Păi uite, ai lăsat-o pe Iuliana fără date. Sunt sigur că o să reușească să ai de alt date. Iuliana, dar tu ești supărată că pleacă Andrei sau că a plecat Andreea? Sunt plin de fericire. Ești fata, ești mireasa săptămânii. Da, vă mulțumesc, vă iubesc. Dar sunt tristă oarecum că pleacă și Andreea. E o fată extraordinară și are un suflet minunat. Și sinceră, e așa pură. Îmi pare rău, ea chiar vroia să își facă o căsnicie aici, în casa Mireasa. Da, bine, hai să vedem topul băieților. Începem cu Mirele Săptămânii. Ei bine, Mirele Săptămânii este... Cristian! Avem o schimbare și aici. Felicitări! Vă mulțumesc mult de tot și vă mulțumesc pentru toate încurajările și toate voturile voastre. Vă pup, mulțumesc! Și pentru cadouri. Pe locul al doilea îl găsim pe... Albert! Felicitări, Albert! Vă mulțumesc, tuturor! Și pe locul al treilea este... Liviu! Felicitări, Liviu! Practic, ei sunt cei trei băieți cu imunitate. Asta înseamnă, Andrei, neavând imunitate, că părăsești emisiunea Mireasa împreună cu doamna Nicoleta, mama ta. Mulțumesc foarte mult! În mod special îi mulțumesc doamnei Nicoleta, pentru că știu ce efort înseamnă pentru mame să se rupă de cămin, de toată viața de afară, ca să vină alături de Andrei la emisiune. Mulțumesc foarte mult! O să vă rog să mergeți să vă faceți bagajele. Mulțumesc.